În mod normal și firesc, suntem live. Dragilor, vă salutăm din nou în formula obișnuită de luni. După cum bine știți, avem minutele de curățare energetică, după care ne întoarcem cu un subiect foarte, foarte fain, un subiect ce merită dezbătut și totodată ascultat cu atenție. Așa că am să vă rog să rămâneți alături de noi. După minutele de curățare energetică, ne întoarcem imediat. Ovidiu, să te rog să-ți dai microfonul pe mut și în momentul în care vei fi gata cu distribuirea, ți-l repornești. Mulțumesc! Ok. Ok. Da, bine că e ok atunci. Există acolo un zgomot de fond ceva. Verifică să vezi despre ce e vorba. Așa se diminuează acum. Ok, personalul.
Bun. Dăm semnalul de start și ne întoarcem alături de voi în câteva secunde. Rămâneți cu noi! Da, salutare prieteni, suntem din nou împreună, așa cum vă spuneam și cu ceva minute în urmă, în formula obișnuită de luni, alături de mine, bunul meu prieten și mentor, Ovidiu Adrian Grigor. Te salut, Ovi, bine ai revenit! Bună seara, Gabi, bună seara tuturor, mă bucur să ne revedem aici, în această formulă. Da, avem un subiect destul de fain de abordat așa, pentru că exact din descriere a lăsat dreptul de la interpretări, nu? Vorbim astăzi despre dependențe și totodată despre independență, adică de ceea ce ne-am dorit noi să fim cât mai independenți posibil. În realitate însă lucrurile știm că stau puțin diferit și pe parcursul celor aproximativ 60 de minute, cam despre asta vom căuta să discutăm. Hai să începem întâi cu începutul. Știm că dependența este o manifestare a unei răni, a rănii de respingere sau, mă rog, de abandon, spun unii. Eu cred că și puțin. Poate să fie și una și alta, Gabi. Exact, aici vreau să ajung și eu. Deci poate să fie și din una și din alta. Pentru că limita dintre cele două răni este destul de șubredă, să spun așa. Bun. Și atunci, practic, intervin dependențele. Și cele mai cunoscute dependențe sunt cele de alcool, de fumat. Dar mai avem și altele, de jocuri de noroc. Cred că sunt alte dependențe care sunt mai răspândite, dar nu sunt atât de vizibile. Pentru că atunci când ești dependent de ceva, nici nu-ți dai seama că ești dependent de obicei. Ești într-un soi de inconștiență legat de problema respectivă și tu nu o sesizezi. Poate că o poți sesiza la alții când o vezi, pentru că o poți recunoaște, dar de obicei la tine nu o vezi, în general. Dar, Gabi, aș începe mai întâi cu ce înseamnă, de fapt, dependent. Ia chiar, care hai să dăm o definiție. Depinde de cineva. Care de depinde cineva de sau cineva de ceva. De ceva. Și așa. Care nu are autonomie. Care legătura asta nu îi dă autonomie la individul respectiv. Asta înseamnă dependență. Când tu ești legat de un anumit lucru, apoi de ce ești legat, acolo, cum spuneai tu, poți să fie o mulțime de lucruri. În ziua de astăzi, primul lucru care îmi sare mie în minte nu e alcoolul, ci dependența de calculator. Dependența de rețele sociale. De telefon, Ovi! De telefon! Păi hai, sau mă rog, de... Aveam o imagine și uite că am pierdut-o, știi? Dacă până acum necesarul era format din hrană, apă și așa mai departe, Wi-Fi-ul a intrat în necesarul zilnic. Da, bă, deci da. Dacă ne-a luat, știi când a fost acum câteva luni, nu? A fost momentul ăla când au picat rețelele, ți-aduce aminte? Și nu a funcționat nici Facebook-ul, nici Instagram-ul. Da, mi-aduc aminte, a fost ceva zi, da. Într-adevăr. Bă, frate, deci panică generală, totală, da? E, aici este exact sursa unei dependențe acceptată de noi toți. Apropo de tematica inițial valabilă, adică cum vrem să fim independenți. Păi cât de independenți putem fi dacă ni s-a luat netul deja? Da, Gabi, o să discutăm să vedem cât de dependenți sau independenți suntem. Sau unde este granița de echilibru, să-i spunem așa. Pentru că o independență totală
discutăm mai încolo. Eu nu cred că există. Corect, corect. Bun, am lămurit cum e cu dependența. Și într-adevăr, cea mai groaznică, dar apropo de asta, perioada pe care o traversăm, asta cu distanțarea socială, da? Ce a făcut? Ne-a trimis exact către gadget-uri. Ne-a împachetat frumos și ne-a livrat gratis. Duceți-vă la gadget-uri. Și eu am spus-o și mai de mult, o repet și acum, când va veni nota de plată în ceea ce privește noua generație, care și așa, într-un fel, avea o problemă de socializare. Păi acum? Gabi, eu fac parte dintr-o categorie de persoane care, la un moment dat din viață, puteam să mă categorisesc, să intru într-o categorie ca și adorator al științei. Dar lucrul ăsta, pentru că tot ai atins subiectul ăsta, se întâmplă și astăzi, în care există o formă de dorință oarbă de a urma știința cu orice preț. Eu nu zic că știința nu e în regulă, da? Dar uneori problema care noi am avut-o și am acceptat-o, riscul, deci toată lumea, marea majoritate au acceptat un risc, un lucru care nu era complet verificat și terminat. E ca și atunci când vorbim de rețelele Wi-Fi, de alte lucruri pe care știința modernă, în rapiditatea cu care se dezvoltă, scoate lucruri noi, invenții noi, tehnologii noi. Noi nici nu avem timp să le testăm. Să le testăm, să vedem ce efect au în realitate asupra noastră. Nu numai asupra mea ca și persoană, ci asupra noastră ca și civilizație, asupra noastră ca și continuitate biologică la mai multe generații. Noi nici nu știm chestiile astea. Deci noi avem stilul ăla de muscă oarbă, da? În care tu te repezești cu viteză maximă înainte, în speranța că nu există niciun obstacol. Acum, eu sper să fim norocoși și eu sper că Bunul Dumnezeu ne păzește și lucrurile sunt în regulă în majoritatea lucrurilor, situațiilor cu care noi ne întâlnim. Și legat de povestea asta, da? Deci am ajuns cumva să devenim niște mici adoratori ai științei medicale. Oh. Medicina e fantastică, deci să ne înțelegem. Știm că în anumite cercuri există niște grupuri de persoane care resping medicina. Nu, personal cred că e o chestie greșită. Da, medicina e foarte bună acolo unde trebuie. Dar uneori oamenii cumva mental se duc spre o dependență. Pentru că există o setare mentală la foarte mulți oameni, ca să trăiesc am nevoie de medicamente, de pilule. După care tu după aia faci o evoluție spirituală, nu? Și zici, gata, renunț la pilule. Și zici, acum o să iau pilule cu uleiuri esențiale. O să iau pilule. Dar tot e vorba despre o pilulă. Și uleiurile esențiale sunt fantastice. Medicamentele, mare parte dintre medicamente, eu cred că sunt utile. Altfel lumea nu ar ajunge acolo să le ia. Chiar dacă uneori tratează doar efectul, unele și nu cauza, exact, da? Aici. Deci noi, sincer, foarte puține medicamente știu eu să trateze cauza. Gabi, dar nu vreau să intrăm în polemici. Nici farmaciști sau doctori, da. Noi nu putem să ne dăm... Dar nu trebuie să fim farmaciști sau doctori, Ovi, e de ajuns să citești prospectul, pentru că spune foarte clar, tratează efectul. Da, aici vorbim despre percepție, despre cum percep lucrurile. Pentru că modul în care eu percep lucrurile și tu le percepi și noi în general, această percepție creează realitatea. Da? Și într-o măsură mai mare sau mai mică, realitatea e cea pe care noi o percepem. Nu, e ca și povestea. Nu iese foc dacă nu iese și nu iese fum dacă nu iese și un pic de foc pe undeva. Exact. Ovi, dar la urmă urmei este firesc să se întâmple asta, pentru că există manipularea care, în mod conștient sau nu, își face treaba cu ghilimele de rigoare.
Da. Gândește că foarte multe spoturi rulează exact de genul te doare capul, da, ia cu tare. Știi, și repetat acel mesaj de zeci, sute mii de ori, e normal că la un moment dat spui, vai, dacă mă doare capul, trebuie să iau musai. Da. De câteva săptămâna trecută, Gabi, butonam, am făcut un pic de zapping vreo două zile prin televizor să reglez televizorul, da? În general nu mă uit acolo, dar din când în când îmi aduc aminte că există un Discovery, etc. Discovery, History, sunt câteva canale de astea super frumoase, unde National Geographic, știu ce mai, canale de genul ăsta, care sunt fantastic de frumoase. Dar odată, nici nu cred că trec 20 de minute, nu te uiți foarte bine la ce se discută acolo și brusc apare o reclamă. Am observat că toate canalele astea, în general, au reclame medicale, medicamente, da. Dureri, da. De exact ce spune tu mai înainte. Dureri, exact. De spate, dureri de articulații și așa, da. De departe. Pentru că ele sunt foarte targetate. Acum vreau să explic că ele sunt foarte targetate. Da. În momentul în care, pentru că există o anumită de categorie de persoane sau o anumită categorie de vârstă care se uită la emisiunile astea. Și te duci pe canale de muzică, hip-hop, Viva, nu mai știu ce. Acolo nu există niciun, n-am văzut eu personal, mă rog, n-am stat foarte mult, dar n-am văzut nicio reclamă de medicamente. Se reclame pentru alte lucruri. De prezervative. Da. Acum n-am văzut. Și pot fi tot considerată un gen de medicamente, depinde de... Da, poate că mi-ar place, Gabi, poate că odată să discutăm și despre... povestea asta care e foarte interesantă, legată de prezervative, despre programarea copiilor, pentru că noi ca și societate suntem de fapt într-o criză de care nici măcar nu suntem foarte conștienți. Începem să fim conștienți acum, în ultima perioadă. Din ce cauză? Pentru că nu mai sunt locuri de nu mai sunt oameni care să muncească. Ovi, uite, am să o fac pe Spiriduș și am să-ți îndeplinesc dorința săptămâna viitoare, despre asta vorbim. Ok, bun. Mulțumesc. Cu drag. Da. Ok, hai să revenim. Revenim la povestea noastră cu dependențele, da? Deci o altă dependență care a apărut în această perioadă specifică, da? E dependența de știri. Dependența de știri. Oare ce s-a mai întâmplat? De senzațional chiar. Nu de senzațional, de chestii teribile. Da. Da? Pentru că există o proiecție. Am balat-o mai frumos. Da, un senzațional negativ. Pentru că atunci, da, când tu deschizi televizorul, deja ești dependent să vezi ce cutremur a mai fost, ce război a mai fost, ce s-a mai lansat. În general, căutăm și canalele de știri, în general, ele ne dau ceea ce noi ne dorim. Pentru că în mod ciudat, aceste canale de știri, programele de televiziune și internetul și Facebook, algoritmul de Facebook, algoritmul de, pentru că în spate sunt niște algoritmi, da? Ne dau ceea ce noi ne dorim. Pentru că ei ne cunosc. Ne cunosc foarte bine. Și acum chiar auzisem o chestie foarte interesantă despre faptul că cu noile tehnologii care apar acum, aia cu metaversul, și sunt deja și alte companii care se lansează total în direcția aia, o să ajungă să ne cunoască și pe interior. Nu numai din punct de vedere psihic, ci și fizic o să ne cunoască pe interior. Și o să știe dinainte foarte multe lucruri despre noi și o să ne poată să ne servească de fiecare dată pe tavă exact ce noi o să ne dorim la un moment dat. Pentru că ne vor direcționa. O întrebare inocentă, are cumva legătură cu ARN-ul Messenger? Gabi, personal nu cred lucrul ăsta. Da, deși s-au vehiculat multe povești pe tematica asta, personal nu cred. Da? Ok. Există multe grupuri de persoane care avem o mică tendință, tendința persecuției. Dar povestea noastră e veche în România. Înainte ne temeam de securitate.
Astăzi ne temem de bogătașii planetei. Dar noi, până astăzi în istorie, n-am trăit niciodată atât de bine. Deci economia, mă rog, în general, nu vorbesc de cazuri aparte. Da, sunt oameni care trăiesc mai bine, oameni care trăiesc mai dificil. Dar, per general, o ducem, suntem niște norocoși și o ducem foarte bine. Mai ales noi aici în Europa, America de Nord, câteva țări din Asia, Australia, Noua Zeelandă. În alte zone din lume nu se trăiește atât de bine ca și aici. Bun. Dar deci spuneam și această dependență de informație, da? De știri. Uneori, în spatele acestei dependențe de știri, s-ar putea să fie nevoia de o nevoie care e satisfăcută, pentru că în spatele fiecăror dependențe sunt niște nevoi. Suntem dependenți pentru că avem nevoie de ceva. Acele dependențe ne alimentează anumite nevoi ale noastre. Și atunci când noi ne gândim la știri, de fapt, nevoia este cea de a afla lucruri noi. E un soi de învățare, da? Doar că un pic e dusă în zona negativă. Dacă ne gândim la medicamente, la știință, oameni de știință, cum sunt doctorii? Ca niște mici zei, da? Care știu lucruri pe care tu nu le știi. Poți să faci lucruri pe care tu nu le poți face. Și cumva, atunci când tu îți dorești medicamente sau știu, ești acolo mental, îți dorești protecție, siguranță. Uneori se poate da, alteori, după cum știm, nu au cum să o dea. Pentru că atunci când lucrurile se termină, se termină. În unele cazuri. Apoi, da? Încă povestim despre dependența care e în perioada asta. O altă dependență fantastică, e cea de care spuneai tu, dependența de telefon, dependența de Messenger, dependența de Facebook, dependența de Instagram. Hai să-i spunem social media, da? Da, da. Dar sunt doar câteva la noi în țară. TikTok, văzusem un clip, de fapt o statistică, TikTok-ul se pare că e mult mai vizualizat decât toate celelalte rețele în momentul de față. În fiecare minut, da, care trece în lumea asta, pe TikTok se vizualizează, atenție, 178 de milioane, repet, 178 de milioane de clipuri. Adică cei care sunt tineri, pentru că cei care accesează TikTok-ul, în general sunt tineri. Și se uită foarte mult la filmuleți, scurte, nu-s lungi filmele astea. Deci în fiecare minut. Apoi și alte, deci acolo, poate că o să arătăm într-o bună zi și chestia asta, am găsit-o pe un site foarte interesant de analize statistice. Ok, unele lucruri, chiar dacă statistice, ne pot da o anumită imagine de care noi să putem să beneficiem în efortul nostru de a nu mai fi dependenți, da? Sau a nu mai fi foarte dependenți de anumite lucruri. Ce face, ce ne dă social media sau internetul? Da? Pentru că zici, cei mai mulți spun, nu? Cum spuneam și eu de multe ori, nu mă mai la televizor de mulți ani. Dar acum ce faci? Stai pe calculator, mă informez de pe internet. De unde te informez? Mă informez pe Facebook. Da? Sau mă informez de pe YouTube. YouTube, exact. o altă găseniță fantastică dintr-un punct de vedere, mare izolatoare de populație. Da? Pentru că atunci când ești YouTube, nu ești în afară, ești în tubul respectiv. În tubul tău. Cam da. Așa. Și ce ne dă de fapt? Pe de o parte, există o parte bună. Faptul că am fost izolați ne-a crescut nevoia de a socializa. Pentru că eu dacă socializez, fie înscris, fie vorbesc într-un fel sau altul pe internet, e ca și cum aș vorbi cu cineva. Avem nevoie de lucrul ăsta. Da? Dar dus peste anumită limită, devine contraproductiv. Orice, pentru că tot ce povestim noi aici, sunt lucruri pe care noi le facem, da, alcool e un drog, îl utilizăm din când în când, fiecare, mă rog, mulți dintre noi. Dar atunci când tu îl utilizezi peste o anumită limită,
devine o dependență. Unii stau pe Facebook. Atunci când treci de o anumită limită, devine o dependență. Pentru că de cele mai multe ori ajungem să nu ne putem imagina viața fără telefon, cum spuneam mai înainte. Astăzi, drama cea mai mare a unei persoane nu că își poate pierde buletinul de identitate, ci își poate pierde telefonul sau portofelul cu bani, ci își poate pierde telefonul. Pentru că telefonul a ajuns să fie un device, aproape o componentă a omului în ziua de astăzi, care dacă tu îl pierzi, e ca și cum ți-ai pierde de multe ori identitatea. Îți pierzi legăturile, contactele, da? Pozele personale, etc. Mă rog, acum există și modalități prin care, mă rog, chiar dacă se pierde telefonul, astea în general îți rămân. Dar totuși e un șoc atunci când ceva își pierde telefonul sau se întâmplă ceva cu el. Panică. E un fel de panică. E un fel de panică. Și mă rog, în spatele acestei stări de panică există exact acea dependență. Gabi, mi-am pierdut universul deodată cu ghilimele de rigoare. Noi, acum, ce spun. Trebuie să înțelegem și următorul lucru. Nu putem să fim exact ca și bunicii noștri. Pentru că suntem o versiune mai evoluată. Sau ca și părinții noștri. Am mai evoluat un pic. Sau copiii noștri o să fie mai evoluați decât noi. Da. Acum, întotdeauna există povestea asta în capul generațiilor. Noi, când eram tineri, învățam bine și eram serioși. Ăștia de astăzi sunt neserioși. Nu cred chestia asta. Și noi am fost la fel de neserioși, probabil ne vedeau generațiile mai mari la fel. Da? Părinții noștri se gândeau că nu o să fie nimic de capul nostru. Nu? Bunicii noștri se gândeau același lucru despre părinții noștri. Da. De asta trebuie să fim, atunci când noi emitem lucruri de afirmații de acest gen, trebuie să ne gândim înainte. Pentru că e foarte important să fim conștienți de ceea ce povestim. De multe ori povestim lucruri pentru că le auzim și de multe ori le preluăm fără să gândim. Uneori poate să fie o scuză. Ăștia de astăzi. Dar de ce? Pentru că tu nu te poți adapta. Dă-ți voi să te adaptezi. Nu poți să înțeleg, poate că o generație care e mai tânără. Dă-ți voi să înțelegi. Să vezi ce fac ei. Poate că asta o să fie o altă emisiune. Da, așa. Bun. Doar și poate. Da? Și dependența asta poate să fie extrem de negativă. De ce? Pentru că atunci când tu ești, vreau să văd ce sunt. Atunci când am telefonul în mână, da? Ai sonorul la telefon. Da? Trec 3 secunde, piu, are o luminiță, îți clipește, îți iei telefonul, te uiți acolo, da? Ești la lucru. Da? Sau la servici, la ceea ce activezi. Te uiți acolo, nu e un mesaj important. De fiecare dată ai nevoie undeva între 2 și 5 minute ca să revii la mental, la povestea de unde erai, la nivelul de concentrare la care l-ai avut înainte să-ți bipăie telefonul. Și telefonul, dacă noi observăm, fiecare dintre noi, ne bipăie de o mulțime de ori. Acum, când ai 3 contacte în telefon, ok, e în regulă, nu te bipăie foarte mult. Dar când ai sute de oameni, spune asta pentru că eu trăiesc fenomenul. Sincer, eu nu cred că mai există cineva să aibă 3 contacte în telefon. Da, probabil că nu. Dar când ai sute de oameni cu care cumva ții legătura, dacă tu ai telefonul la pornit, îți într-una vin mesaje. Unul își aduce aminte că e ceva interesant, a văzut undeva pe net. Pam, îți trimite un mesaj. Da? Și tu în loc să te poți concentra la ceea ce faci, de multe ori mintea ta e dusă în altă parte. Facebook-ul, atunci când tu vrei să vezi o chestie pe Facebook, dar ce poză mai pus mătușa, nu știu exact. Care. Și după 2 ore, de la faptul că te duci acolo, continui să dai încă cu degetul, bine că nu se uzează ecranele astea, sunt foarte rezistente, după 2 ore continui să dai cu degetul în sus, da? Și să derulezi acolo. Și ce se întâmplă? Vezi o mulțime de reclame cu chestii care îți plac. Avioane, dacă îți plac avioanele, o să-ți ofere.
Dacă îți plac poșetele, poșete o să vezi. Până la urmă o să și cumperi. Nu în ziua aia. Exact. Peste 5 săptămâni o să cumperi. Logic. Pentru că și afacerile s-au mutat pe Facebook foarte mult. Nu, Gabi. Facebook-ul e o afacere fantastică. Pentru este că... o afacere, dar și prezența business-urilor, adică nu numai a socializării, ci și unele business-uri sunt foarte prezente pe rețelele de Facebook sau pe Instagram sau așa mai departe. Da. Eu personal pot să spun mulțumesc Facebook, da? Pentru că datorită lui Facebook, acestei tehnologii, noi astăzi putem să facem emisiunea asta, Gabi, împreună. Corect. Exact. Mulți oameni care ajung la cursurile pe care noi le facem se datorează faptului că există Facebook-ul ăsta. Deci nu-i sau cineva găsește informații sau poți să ții contactul cu anumite persoane cu care altfel nu ai ține contactul, e un avantaj fantastic. Problema apare când tu scapi atunci când tu te duci prea mult în Facebook, în dependență în general, da? Și începi să pierzi din realitate. Începi să pierzi contactul cu realitatea ta, cu familia, începi să pierzi contactul cu viața ta. Și începe să se degradeze relația, locul de muncă. Da, dar trebuie să fii conștient de asta. Sănătatea. Da, da, noi povestim, lumea, știi care e problema, Gabi? Lumea știe toate chestiile astea care le povestim noi. Cred că cei mai mulți le-au auzit într-un fel sau altul. În teorie, problema da. se pune în felul următor. Știu că nu-mi face bine, dar totuși fac. Cred că asta e definiția dependenței. Știu că nu-mi face bine, dar totuși nu mă pot abține. Da, o facem și atunci când mâncăm. Știu că trebuie să mănânc mai... sănătos. Da. Dar pufuleții ăștia mă scot din minți. Sau știu ce. Corect. Vezi de multe ori acolo și da, nu reziști. Da, da, da. Știu că ar fi bine să alerg sau să mă plimb o oră pe zi. Dar îmi găsesc un motiv pentru care să nu fac. Da? Corect. Așa cum ai observat tu, da, e o poveste dependenția asta. Știu, dar nu fac. Apoi, și aici există și o particică, acum poate că dintre cei care ne ascultă pe noi, poate că sunt mai puțin dependenți, de jocuri. Deși poate că doar exager, s-ar putea să greșesc presupunând că lumea nu e dependentă de jocuri. Poate că sunt jocuri pe care eu nu le cunosc, cândva am fost un mare expert, m-am priceput la IT și implicit și la jocuri am fost expert, să spunem. Ei, ce fac jocurile astea? Jocul creează o altă realitate, o realitate paralelă. Da? Jocurile care sunt complexe, au universe, au un univers întreg. E ca și o carte, ca și un film. Partea frumoasă la jocuri este că poți cumva în interiorul unui univers să crești ceva. Asta face acum Facebook, cu metaversul. Tu ați auzit, nebunie, da. Nu știu cum să-i spun. Foarte mulți sunt foarte lansați și cumpără proprietăți. Lucrul ăsta s-a întâmplat și în urmă cu, cred că mai bine de 10 ani, 10-15 ani, cu un alt soft care a fost la mare modă și se numea Second Life. Știu că în Second Life au fost persoane care, existau monede acolo, care putea să fie convertită în bani real. Și din Second Life-ul ăla, cu ani în urmă, oameni care și-au petrecut o mare parte din viața lor reală într-o viață paralelă, unii au reușit să scoată și bani. Dar întrebarea, câți? Pentru că acolo unde îți povești de genul ăsta, cei mai mulți pierd și unii câștigă. Pentru că câștigă vârfurile și pierd. Da. Pentru că softurile sunt făcute, în general, programele astea pe care noi le utilizăm, sunt create în așa fel încât să utilizeze niște mici probleme care noi le avem. Le spun probleme pentru secrete, care creează dependență. Da? La jocuri, de exemplu, există un sistem în care ei îți dau ceva. La început,
câștigi ușor, la fel ca și la Bitcoin, sistemul cumva e același, la monede virtuale. La început câștigi ușor. Pe măsură ce avansezi, ca să câștigi aceeași valoare, va trebui să muncești mult mai mult. Acum, asta se întâmplă în jocul. De ce? Pentru că tu o să stai mult mai mult timp și o să te dedici mai mult timp ca să faci lucrul respectiv. Și mai intervine încă un lucru. Unii spun, am dedicat atâta timp la chestia asta, nu pot abandona. Ok, poate să fie contul de Facebook, da? Contul de altceva. Poate să fie un joc. Mi-am dedicat atâta timp, am investit atâția bani, pentru că sunt jocuri, sunt exemple de jocuri gratuite care sunt super scumpe. Adică știu o mulțime de oameni care au cheltuit extrem de mulți bani în jocuri gratuite. Pentru că, mă rog, acum nu stăm să explicăm chestiile astea, sărim peste partea asta. Da? Și la fel ca și la social media, te separ de realitate atunci când ești dependent de jocuri. Problema, unde o vedem? Eu aș zice chiar că fugi de realitate. Da, dar problema, pentru că eu cred că e o problemă asta, apare cum? Apare de când suntem mici. Atunci când ai copil mic, tu ce zici? Mă, ăsta micul, tot timpul vrea să joace cu mine. Eu am venit de la muncă, ăsta obosit. Hai să-i dau tableta, uite telefonul, uite rața cum fuge după râmă. Da? Ia tu telefonul și uite-te la rață cum aleargă râma. Da? După aia găsești desene animate, chestii. Da, tu nici nu știi de ce să uită. Pentru că copilul crește și se informează de unde. Știe engleză, evident, de la 5 ani deja știe engleză mai bine decât ai studiat din școală. Asta e un avantaj. Da? Dar ce vedem în filmele alea? După aia, pe vremuri era televizorul. Îți pornea televizorul pe canalul de desene animate, te trezeai cu copilul că vrea ceva căluț cu unicorn ăla sau nu știu ce păpușă Barbie sau ce reclame erau acolo. Pentru că și la copii, evident, ce sunt? Reclame. Da? Cum reclamele astea ne urmăresc și în alte medii. Da? Bun. Astăzi, de mic, de multe ori, părintele e la care îl face pe copilul dependent. După când are 16 ani, zici, bă, dar asta nu mai este din calculatorul ăla. Nu-i place să citească, nu-i place să facă ceva. Da, poate că și tu ai scăpat un pic acolo, un pic frâiele, da? Legat de creștere. Acum, ceea ce când se întâmplă un astfel de lucru, unde trebuie lucrat, este pe partea de faptul că am eșuat ca și părinte. Pentru că mulți trăiesc sentimentul ăsta, că au eșuat în misiunea lor de părinte. Dar sunt lucruri care se pot corecta, să spunem. Bun. Apoi, există dependența de alcool. În trecut, cred că era o problemă mai mare. Astăzi, eu sper că problema e mai mică decât în trecut. Noi, aici, românii, suntem... avem o poveste istorică la noi. Mi-aduc aminte din clasa 5-a, cum burebista încerca să se distrugă viile din Dacia și Moldova. Astăzi, noi știm sigur că nu a reușit. Da. Așa. Și mai ales am văzut într-un mic clip a unui italian. Am descoperit că, de fapt, depozitele de vin din Moldova, din Republica Moldova, au un depozit care e cel mai mare din lume de vinuri. Deci din lume. Da. Asta înseamnă că noi suntem o cramă renumită. Pregătiți. Da. Da. Profesioniști, cum se spune. Da. Acum, dincolo de orice, ca și la medicamente, orice lucru, atunci, într-o cantitate mică, e un lucru bun. Da? Dacă bem un pahar de alcool, poate să fie o chestie, un pahar mic, să fim clar. Adică nu un pahar de
un litru jumătate, nu? Da, nu o halberă de aia de 2 litri. Exact. Deci atunci când tu bei o cantitate mică de alcool, poate să fie foarte în regulă, da? Când treci de cantitatea asta și o faci în mod repetitiv, poate să devină dependență. Cum povesteam noi, poate că am mai povestit chestia asta cândva, atunci când apare dependența asta de alcool, la un moment dat, această dependență face modificări la nivel celular. Asta e problema. Alcoolul în cantități mari afectează circuitele neuronale. Da? Și încep, probabil, îmi imaginez că încep să se prăjească unele dintre ele. Deci, chiar dacă de multe ori alcoolul e cumva asociat cu maturitatea și cu puterea, ne dăm seama că de fapt noi vedem în anumite reclame care se dau la televizor în mod repetitiv că ăia care beau ceva whisky au voce groasă, au un birou de nu știu care, paharul sculptat nu știu cum, da? Pentru că de multe ori caută să asocieze în mintea noastră acel alcool cu o putere. Dar acea putere, de fapt, e o putere care are, e o putere spirituală. Noi discutăm și la cursuri lucrurile astea. Și de multe ori atunci când există o dependență, se lucrează și pe partea aia, de acea energie, să-i spunem, da? Pentru că e o energie care nu ține strict de tine și are legătură cu alcoolul. Corect. Bun. Ce face alcoolul? Ne mai dă câteva lucruri. De ce? Pentru că noi ne întrebăm, de ce cineva devine alcoolist? Întotdeauna sunt mai multe povești. Fiecare persoană, de fapt, are o poveste a ei. De cele mai multe ori, poate că găsim o poveste în familie, alte ori găsim o dramă. Și de ce unul care are o dramă poate să ajungă la alcool? Pentru că alcoolul te face, te amorțește, îți amorțește suferința. Uneori nu te mai împaci în relația ta, te simți blocat acolo. Se poate întâmpla la bărbați lucrul ăsta, da? În general, bărbații ajung la alcool. Da. Și unele femei, cele care sunt preponderent pe partea masculină funcționează, exact, da. Pot să ajungă la alcoolism. Păi consumul de alcool, practic, este o manifestare yang, o manifestare masculină. Pentru că e foc. Exact. Are legătură cu foc. Dar, în realitate, bine, acum știi tu, unii bărbați ar putea să spună că ei vor să stingă focul. No. Da, dar nu, focul în general nu stingi cu benzină, Gabi. Ce să spun? Poate că unii reușesc. Da, exact. Uite, apropo de asta. La fiecare dependență, și asta știm din punct de vedere terapeutic, în spatele acelei dependențe, pe lângă rană, există o cauză. Da? Cum spuneai și tu, la alcool e suferința. Uite, Mihaela ne-a semnalat dependența de oameni. Adică, bine, dependența de oameni, cum a formulat-o ea, înseamnă dependență de socializare, dependență de apartenență, a simți că aparții grupului, comunității și așa mai departe. Știi că vorbeam noi des de această apartenență. Pentru că, indiferent de cât de singuratici am fi, noi ca oameni la bază vrem să simțim că aparține. Și aici, apropo de ceea ce înseamnă sistemul de constelație familială, se spune foarte clar că prin bazele constelației familiale, exact aceste nevoi s-au căutat a fi înțelese, pentru că odată ce sunt înțelese pot fi și tratate. Întâi și întâi, nevoia de a aparține, da? Apoi, apropo de dependență, în orice sistem familial unde apare o dependență, dependența se transmite, se moștenește atât de la predecesori cât și către urmași.
Că suntem conștienți sau mai puțin conștienți, asta e cu totul altă situație. Dar atenție la neatenție, cum se spune. Pentru că și dependențele le transmitem. S-ar putea dacă, spre exemplu, din partea părintelui e dependență de alcool, la copil să nu fie tot dependență de alcool, dar va fi o dependență. Deci nu e musai ca dependența să fie copiată. Există o șansă mare să fie, nu e neapărat obligatoriu, dar șansa mare există să fie moștenită povestea. Să fie moștenită identic, dar uneori să știi că moștenită dependența, deci ce am observat din lucru terapeutic, dependența se regăsește, adică o dependență, să ne înțelegem, nu aceeași, dar faptul că de obicei reproșezi părintelui dependența, că e vorba de fumat, că e vorba de alcool. În realitate, tu ca și copil ai tot o dependență, de care cel mai sigur încă nu ești conștient. Și asta se întâmplă pentru că, de obicei, și cele mai puțin plăcute, la fel cum noi ne dorim să lăsăm copiilor, generațiilor următoare, moștenire, lucruri faine, dar odată cu lucrurile faine lăsăm și lucrurile mai neplăcute. Cum ar fi aceste manifestări, dependențe și așa mai departe. Și chiar răni întregi, știm foarte bine de asta. Gabi, foarte bine că ai abordat subiectul ăsta, pentru că eu vreau să-l dezvolt un pic într-o anumită zonă. Dependența în familie. Da? Oh, da. E o dependență uneori. Unele persoane sunt dependente. Alții zic, măi, la un moment dat eu vreau să fiu independent. Aici întotdeauna trebuie găsit un echilibru. Pentru că atunci când noi suntem ușor. Da, noi de multe ori unii devin independenți, nu mai depind de nimeni. Și atunci situația lor, în loc să se îmbunătățească, s-ar putea să nu fie foarte fericită. În mod ciudat. Da? Pentru că obții ceea ce îți dorești, dar de fapt descoperi că nu e fix ceea ce îți dorești. Pentru că nevoia, cum spuneai tu la început, Gabi, există în noi, în fiecare, nevoia de a aparține unui grup, de a aparține cuiva. Și primul grup care îi este familia, da? Unde îi un general, un bărbat și o femeie. Familia tradițională, să spunem. Așa. Așa e în familia, în mod normal, sincer. Ok, noi o să discutăm, îmi propun și pe viitor, să discutăm despre natura aici, despre cadrul natural. Unele manifestări ale civilizației sparte doar. Bun. Și asta. Ok. Ce se întâmplă? Unele persoane zic, fără tine o să mor. Cel mai probabil nu se întâmplă lucrul ăsta. Da? Dar de multe ori unele persoane plusează și creează o dependență sau devin foarte utile ca celălalt să nu își poată imagina viața fără el. Da? Dar de fapt toată povestea asta de ce devine foarte servil poate să fie la locul de muncă, noi acum vorbim de familie, dar poate să fie povestea locului de muncă. Da? În care devin foarte servil la locul de muncă, pentru că îmi doresc ca să par, pentru că nu sunt, complet de neînlocuit. Da? Sau iubesc atât de mult încât îl forțez pe celălalt să mă iubească. Îmi dedic atât de mult timp sau și energie la locul de muncă, încât firma și patronii să mă iubească de nu mai pot. Da? Lucru care, până la urmă, poți să descoperi într-un mod tragic în firme, că nu funcționează așa. Pentru că atunci când o firmă nu are nevoie de tine, pur și simplu s-o spălat pe mâini și s-o terminat povestea. X și game over, da. Da, asta e în civilizația noastră occidentală. Dacă ne ducem în alte civilizații, poveștile sunt altele. Da? De exemplu, în Japonia, în Coreea, pentru că sistemul lor e un sistem feudal. Noi nu mai avem sistemul ăsta feudal. Da? În care ăla care e șeful firmei, el e conștient că și de datoria lui să aibă grijă de angajații lui și de familiile lor. La noi nu există chestia asta.
Există, dar într-o măsură. Aici e vorba de o educație financiară, Ovi. E așa a zisa inteligență de business. Inteligența de, știi tu, aici este o mică lacună în ceea ce privește funcția aia de, sună, mie nu-mi place cum sună, patron. Să zicem de antreprenor, hai. Gabi, eu când mă gândesc la patron, îmi aduc aminte, erau niște patroni care explodau, erau niște capse. Ce? Patron. Da, păi e unul care stă să explodeze, probabil, de acolo vine. Ei, și ideea este în felul următor, că orice business, în general, n-ai să poți să-l întreții singur. Și practic, dacă tu vrei să, mă rog, să ai un business prosper, trebuie să fii atent ca fiecare angajat de la tine să aibă, să se simtă apreciat și să aibă o situație oarecum prosperă, să ne înțelegem. Adică, da? Apreciat și mulțumit. Exact. Ori aici la noi încă mai avem puțin de lucru, dar oricum suntem pe drumul cel bun, din punctul ăsta de vedere. Da. Dar ascultându-te, am o singură întrebare. Dependența asta e la, de care spuneai, în familie, ține și de atașament? Absolut. Pentru că de multe ori dependența asta se creează exact prin atașament, prin copilul meu, mama mea, dar mama mea, știi tu, nu suport, vai, tot dragul, tot respectul, dar până la urma urmei, știi, când un părinte pleacă în altă dimensiune, e important să lăsăm să-și facă treaba la nivel de suflet pe care o are de făcut. Da. Eventual să mai ajutăm cât putem. Dar nu să-l ținem blocat aici. Da. Dependență, foarte bine că ai atins subiectul ăsta, Gabi. De multe ori, dependența asta de părinte, pentru că poate să fie de părinte, unii oameni nu își imaginează viața fără mama și fără tată. Dar câți ani am? Am 60 de ani. Tocmai. Și prietene. Și mama și tată, nu mă mai regăsesc, mi-am murit mama. Am 105 ani, amândoi. Dar nu pot să-mi închipez viața fără ei. De ce? Pentru că părintele, rolul părintelui e atunci când să-l crească pe copil, să-l educe atât cât poate părintele, să-l susțină. Da? Dar atunci când tu devii matur, noi rămânem astăzi în societatea de astăzi, eu sper că lucrul ăsta cumva o să se va rezolva la un moment dat, rămânem imaturi și copii o perioadă prea lungă. Ovi, totuși la noi e bine față de occidentale. Stai puțin, da, dar știi cazul cu Italia. Adică noi suntem în ce mai aproape de ei, Gabi. Și da, asta suntem acolo. E posibil să alunecăm și nu mi-aș dori asta, sincer. Dar din punctul ăsta de vedere încă stăm bine. Da. Ce mă îngrijorează pe mine este un alt aspect. Că luăm de bun exemplu occidental. Și de copiat. Deci, exemplul occidental e fantastic. Dar nu în totalitate, da? Exact. Cu un modelul chinez, un model fantastic, dar nu în totalitate, sau alte modele. Ceea ce e important, și eu cred că noi facem în inteligența noastră de nație, cred că de fapt luăm în general ce mai bun de la celelalte popoare cu care noi interacționăm. Doamne ajută! Pentru că eu, dacă ar fi să observ schimbările din ultimii 30 de ani, 20 de ani, 30 de ani, pot să spun că majoritatea schimbări pozitive, marea, da, majoritatea schimbărilor pe care eu le pot observa în societate, la oameni, în general, la modul de a gândi, sunt pozitive. Chiar da. Nu toate chestiile care sunt negative în Occident le-am adus. În general, oamenii au încercat să aducă lucruri bune înapoi. Nu toate. Nu am zis toate, dar sunt unele care le-am mai preluat, mă rog. Un alt aspect pe care vreau să precizez, apropo, ascultându-te, mi-am adus aminte de o percepție a unui înțelept tibetan care spunea ceva de genul: niciodată nu părintelui nu putem să-i datorăm viața. Viața e o datorăm lui Dumnezeu. Părintelui datorăm creșterea
Și aș mai adăuga aici și educația. Da. Deși creșterea ar trebui în mod logic să implice și educația. Dar nu. Eu de asta am precizat educația în mod special, pentru că mai ales în România știm foarte clar că creșterea nu implică neapărat și educația. Da. Pentru că tu poți să crești într-un mediu, te informezi acolo, ei copiezi modele, dar educație înseamnă mai mult. Educație înseamnă să înveți și sentimente. Poate aici să... cu sentimentele și cu emoțiile, Ovi, dacă ne apucăm de vorbit, da. Cred că trebuie să vorbim într-o altă emisiune. Da, Gabi, aș mai vrea totuși să vorbim astăzi despre dependența de muncă. Da? Oh, pe care am atins-o foarte, foarte puțin. Workaholic, da. Cuvântul ăsta vine din combinația engleză de muncă și alcool. Da? Te îmbeți cu muncă. Dar de ce ne îmbătăm cu muncă? Pentru că întotdeauna noi putem pune câteva întrebări. Pentru că eu mă îmbăt cu muncă dacă mă ascund în muncă așa cum mă ascund în jocuri. Doar îmi crez în imaginea mea o chestie mentală, îmi imaginez că e mult mai bine dacă eu muncesc decât dacă mă joc. Probabil că da. Probabil că să sperăm că e și plătit mai bine. Da? E dar mai mulți, benefic. Gabi, da. Eu cred că foarte mulți dintre cei care sunt dependenți de muncă fug din realitate. Pot să fie de multe ori înghețați emoțional care fac chestia asta. Viața lor nu e în regulă și atunci tu te duci acolo. Te ascunzi de realitatea vieții tale. Corect. Și acum am o întrebare. Pentru că de acolo tu primești niște satisfacții. Unu, patronii când au oameni de ăștia, sunt oameni fericiți. Oh my God, încă 100 ca și tine mai vreau. Dar poate că nu sunt chiar 100. Primești recunoaștere, da? Te observă toată lumea. Deci unele avantaje le ai, da? Ca și în toate dependențele, ți s-a alimentat unele nevoi. Corect. Da. Dar, care era întrebarea mea? Vreau să o pui? Întrebarea mea. Sistemul occidental de care vorbim și în care știu că tu ai trăit acolo și de asta... Gabi, noi trăim în sistemul occidental. Bine, dar noi trăim ca atare. Hai să vorbesc de la care sistem occidental mă refer. Da? Lucrez de dimineață până la prânz. La prânz am 2 ore pauză de masă. După care mai lucrez încă 4 ore. Și s-a făcut seară. Durează până ajung, iau cina și cam aia a fost ziua de lucru. Aia a fost ziua. Nu mai fac nimic altceva. Da. Și practic, în spatele acestui sistem există o programare a dependenței de muncă? Desigur. A deveni workaholic? Desigur. Pentru că te amângește cu pauza aia de masă. Pauza de masă ți-o dă ca să poți să-ți revii. Ca să mai poți să lucrezi, dar în realitate cu entuziasm maxim. Da. Deci, eu să fim clar, e un lucru extraordinar să lucrezi. E fantastic. Orice muncă faci, de la sapă, de la coada sapei până la aviație sau cosmos, eu cred că e un lucru care înnobilează omul în general, activitatea. Problema e când eu, numai în viața mea, și mi-o dedic doar muncii. Unii așteaptă de tineri momentul, își visează momentul în care o să fie la pensie, să vor bucura de viață. Deci, da, noi cum suntem educați? Să ne bucurăm în timpul vacanței de vară. Așteptăm Paștele, așteptăm weekendul, da, weekendul pentru unii e sfânt, da? În sfârșit. Da. De ce? Pentru că există o ruptură acolo. 5 zile care nu le trăiești tu,
Și tu te duci spre alea două zile cât ți-au rămas, trei zile, acele două zile, corect, în care tu vrei să trăiești viața. Deci, cu alte cuvinte, trăiesc viața dintr-o săptămână, viața o trăiesc pentru altcineva. Cele cinci zile, Gabi, le dedicăm civilizației economice. Cine e civilizația asta? E un egregor. Gabi, e un egregor. Am înțeles. Da. Pentru că e o civilizație asta... civilizația asta nu e egregor uman. Pentru că de multe ori civilizația e în conflict cu egregor uman. O, da. Și nu se înțeleg. Pentru că egregorul cum vrea? Să fii fericit, să te bucuri de viață, să experimentezi, să te munțești. Ce vrea egregorul legat civilizației? Să produci, să te stoarcă. Exact. Nu interesează nimica. Ești o piesă de schimb. Dar în momentul în care nu mai dai suficient randament, te schimbă. Există un altul care sigur cu siguranță astăzi, va da randament. Feminismul care noi îl avem astăzi, de fapt, și eu cred că într-un fel e prost înțeles feminismul. De unde pornește? De la nevoia. În Anglia, prima dată, într-o civilizație care a fost prima industrializată, de forță de muncă. Și atunci ce-a spus? Pe femei le egalizăm cu bărbații. Nu ne-a întrebat nimeni pe femei. Vă vrem la locul de muncă. Vă vrem ca și bărbați. Să fiți cot la cot cu ei. Și femei, asta e o capcană pentru femei, feminismul. Pentru că atunci când o femeie devine feministă, își pierde feminitatea. Păi logic, COVID, dar se face fără a fi conștient. Acum, noi vorbim de ca și bărbați. Exact. Eu sunt foarte curios de părerile femeilor. Dar stai două secunde. Multe păreri eu de fapt deja le știu. Cunosc. Pentru că și tu lucrezi. Feminismul este confundat cu feminitate. Cu feminitate, exact. Bravo, bravo. Sunt două lucruri complet diferite. Acolo e marea problemă. Și atunci ce-a făcut? Da, ce-a făcut epoca industrială? Au avut nevoie de brați de muncă. Da, atunci nu aveau roboți. Și cei mai buni roboți cine erau? Oamenii. Și cum faci mai multe brați de muncă într-o societate unde femeia crește copii, educă copii, o fac să renunțe la copii. Să renunță la viața ei, la menirea ei. Și ce o faci? O faci bărbată. Și o pui acolo, în șurubat, la făcut, la cărat. Și îi dai povestea asta, ești la fel ca și un bărbat. Nu suntem la fel. Natura ne-a creat, Dumnezeu, inteligența Lui, ne-a creat în felul ăsta. Că într-o viață, poate că ești femeie, într-o altă viață ești bărbat, e partea a doua. Exact, exact. Ovi, un singur aspect vreau să-l discutăm pe scurt. Uite, ne întreabă Camelia despre dependența de pariuri. Și după care tragem concluziile de final. Dependența de adrenalină. Care ce ascunde? Și dependența de adrenalină, acolo poți să fii mai mult. Da, pentru că acolo tu când pariezi deja ai băgat bani. Dar care sper, de ce te duci să pariezi? Pentru că sper să câștigi. Te duci mai acolo și joci la păcănele. Sper exact. Să tragi lozul norocos sau la știu ce jocuri mai sunt de astea. Sper să câștigi mult și fără într-un muncă. Într-un timp scurt, fără muncă, da. Da, dar iluzia câștigului. E o iluzie, exact. Dar ce ascunde de fapt? De cele mai multe ori poate să fie dependența de adrenalină. Oare câștig, oare nu câștig, oare câștig, oare nu câștig. E o dependență acolo. Pentru că adrenalina poate să-ți creeze o stare de excitare plăcută. Da? Pentru că tu te exciți acolo. Mă rog, un tip de excitare. Da? E frumos. Da? Și la jocuri poate să fie la fel. Da? E o excitare acolo. Când te lupți și cu un săbi sau te împuști, ești plin de adrenalină. Asta dă dependență. Îți dă o stare de bine momentan. Apoi, a doua poveste care o putem întâlni foarte des la jocurile astea, la dependența de pariuri sau de jocuri,
este faptul că undeva în arborele de familie cineva a pierdut mulți bani. Poate că tot la jucuri de noroc sau într-o altă situație, războaie sau alte situații. Și conștiința asta de grup de familie îl duce pe om în situația în care își dorește în mod inconștient să recupereze rapid averea pierdută. Exact. Da. Și dependența asta, noi credem că e o chestie nouă și după Revoluție. Nu, să știți că jocurile astea de noroc au fost o greutate care a dus-o românii, civilizația noastră occidentală, de foarte mult timp. Și numai civilizația occidentală. Pentru că jocurile astea de noroc nu au fost doar din Occident. Da. Bun. Ovi, în concluzie, este dependența o piedică? Este un semn? Și asta e prima întrebare, iar a doua. O piedică în viață este. Un semn este, Gabi. Dar... este și un semn, pentru că e un semn că undeva, odată ce ți-e greu să renunți la ceva, înseamnă că e o problemă. Da. Atunci când tu faci ceva într-un mod excesiv și îți dăunează vieții și relației, poți să-i spui că e o dependență. Da, da, asta cu îți dăunează, ovii întâi și întâi trebuie să conștientizezi asta. Până atunci, da, refuz total, e negarea și știm foarte bine că de acolo se iese. Dar, Gabi, oamenii își dau seama. Primul pas. Oamenii își dau seama. Oarecum, oarecum, da. Și ultima întrebare în prag de final. Există independență? Putem să fim lipsiți de orice dependență? Hai că să o traduc. Acum, independență totală nu cred că există. Pentru că suntem făcuți să funcționăm într-o structură socială. Corect. Și asta ne face să nu putem să funcționăm complet, complet independenți. Da? Adică, mai ales acum, odată ce ni s-a creat un anumit confort, orice unitate de confort adusă, la un moment dat, imediat e adaptată de mintea noastră ca și cum ni s-ar cuveni. Există o poveste legată de independență financiară, de exemplu. Da? Noi auzim povestea asta în business-urile unde, în MLM-uri, de exemplu. Da? Acolo, zici, sau la fonduri de pensii, nu știu, independență. Nu ești independent, prieteni. Tot timpul ești dependent de cineva. Atunci când ești într-o structură de tip MLM, de cine depinzi? Tu, la un moment dat, poți să câștigi bani, să nu mai lucrezi nimica. Dar vei depinde. De cine? De toată grupa care e sub tine. Deci exact. Depinzi de cineva. Dacă e la un moment dat, o să zic că, băi, prieteni, gata. Am terminat cu activitatea, nu mai îmi place chestia asta, tu, la tine nu-ți mai vine niciun ban. Băi, care e o pensie, da? Mulți oameni ce spun. Deci, am muncit o viață. Da, îmi iau banii tăi, mie înapoi. Nu, banii tăi sunt consumați de mulți de către statul român. Eu cheltuit de multă vreme în multe feluri. Da. Exact. Să sperăm că într-un mod bun. Să sperăm că într-un mod bun. Da. Cu Dumnezeu înainte. Cu Dumnezeu înainte. Da. Deci omul care primește pensia e dependent de societatea care muncește, de cei care produc valoare. Exact. De ea depinzi. Nu ești independent. Independent, poate că ești doar după. Corect. O perioadă. Ovi, îți mulțumesc pentru informațiile pe care le-ai făcut. Cum are, drag amici. Și vouă vă mulțumim pentru că ați rămas până la această oră alături de noi. Vă felicităm pentru alegerea făcută, cu siguranță și sufletul vostru vă felicită. Până la o nouă revedere, să avem parte de lucruri frumoase și să auzim numai de bine, Doamne ajută. O seară minunată, mulțumim, Doamne ajută.